retrospectivă a activității noastre în cadrul Centrului de e-learning în mod special și a Politehnicii într-un cadru mai larg, utilizând această unealtă open source foarte cunoscută numită Moodle. După cum probabil că știți, anul trecut Centrul de e-learning a împlinit 20 de ani. În acești 20 de ani a participat ca și coordonator sau partener într-o mulțime de proiecte naționale sau internaționale. Câteva dintre aceste proiecte apar în această imagine. Și voi începe cronologic vorbind cu primul proiect de succes în care am fost implicat această platformă Moodle, început în 2007, numit ViCaDiS sau Virtual Campus for Digital Students. Acest proiect a avut ca și scop dezvoltarea unui centru comun în care partenerii de la 6 universități din Europa au pus în comun resurse, cursuri și studenți pentru a schimba experiențe, idei și până la urmă învățare. Unul dintre cele mai de succes cursuri din această platformă, și pot să spun că acest curs a ținut platforma ViCaDiS în viață până în anul 2018, a fost cursul Talk Tech pe care Diana l-a susținut anual timp de 10 ani împreună cu Mark Freidenberg din Statele Unite, cu aproximativ 40 de studenți români care au lucrat împreună cu studenții americani la proiecte comune an de an. Observați un total de peste 1000 de studenți implicați fără abandon, de diferite vârste, care au lucrat împreună folosind această platformă. În 2018 a fost ultimul an, pentru că o să vedem un pic mai departe că s-a mutat cursul, nu s-a anulat, nu a dispărut, dar platforma ViCaDiS, datorită vechimii venerabile pe care are, din păcate, nu a mai putut fi actualizată suficient de rapid. Aveți aici un simplu screenshot, sunt foarte vizibile cele două ceasuri care ajutau la sincronizarea activității studenților de pe cele două continente. Am ajuns la campusul virtual. Toți cei care studiați sau lucrați în cadrul Universității Politehnica sunteți familiari cu el. Poate că nu știți că este urmașul platformei Centrului de Studii de Învățământ la Distanță, care a fost folosită până în anul 2008, cred că inclusiv, pentru a susține activitățile și materialele Centrului de Studii de Învățământ la Distanță, adică programelor universitare la vremea respectivă, de la informatică, respectiv electronică și programul TST. Campusul virtual bazat pe Moodle a suferit o mulțime de modificări. A fost inaugurat, după cum spuneam, în anul 2009 cu studenții de la ID și de la Master și în același timp a pornit ca și suport pentru câteva proiecte. Am dat aici exemplu de Didatec și Start, două dintre proiectele care au apărut în acel slide la început. Ce este special, spre deosebire de Moodle, care este o platformă deschisă, campusul a fost gândit de la început ca o platformă închisă, dedicată exclusiv studenților și profesorilor din cadrul Politehnicii și, bineînțeles, în cadrul puțin extins partenerilor din proiect. Așa arăta prima interfață, nu știu dacă se vede destul de bine, nu prea. O să trec mai rapid peste aceste slide-uri cu detalii despre fiecare versiune, însă an de an am avut grijă să actualizăm platforma, să o îmbunătățim și să o creștem, ca să spun așa. Iar creșterea numărului de conturi, de cursuri și de activitate în total a avut loc în mod organic. O să vă arăt mai departe câteva statistici de utilizare. Se poate vedea din aceste screenshot-uri, pe de o parte, interfața grafică, care a suferit 3 versiuni majore, respectiv evoluția, după cum spuneam, numărului de studenți și ajungem în versiunea curentă a campusului virtual cu cea mai recentă versiune a interfeței grafice, cu peste 20.000 de conturi, foarte multe cursuri de ID master, dar în total, totalul reprezintă și cursurile de licență care au fost create suplimentar la solicitările cadrelor didactice. Deci nu, să zicem, obligatoriu ca la ID sau la master. Câteva grafice legate de evoluția numărului total de utilizatori, de exemplu. Avem acolo câteva scăderi, deoarece am început să mai facem curat un pic mai serios cu absolvenții. Dar inclusiv anul acesta observați că avem această creștere vizibilă. Numărul de cursuri, la fel, în momentul în care toate cursurile de la master și de la ID au fost create, creșterea a fost un pic mai mică, repet, vine din solicitările cadrelor didactice care doresc să folosească platforma și acest lucru ne bucură.
Activitățile utilizatorilor, numărul de clicuri per utilizatori, observați evoluția și creșterea cu mici modificări. Numărul de activități dedicate studenților, chestionar, quiz, prezență, care este un modul relativ nou. Și această evoluție nu s-a întâmplat însă de la sine. Am depus destul de mult efort în utilizarea platformei, nu doar ca și mentenanță sau asigurarea funcționalității zi de zi, ci și la dezvoltarea ei pe diferite direcții. În primul rând, a fost dezvoltată o aplicație mobilă pe care utilizatorii campusului o pot folosi autentificându-se automat în contul lor și având acces la mare parte din uneltele disponibile și în browser. De asemenea, pentru gestiunea acelor utilizatori realizată de către o echipă de 3 oameni, să zicem, aproximativ, în fiecare început de an universitar munca este destul de mare, de aceea ne-am învățat de nevoi, am dezvoltat aceste unelte care ne ușurează destul de mult munca, cum ar fi încărcarea unor utilizatori și detecția conturilor existente, de exemplu, și lucrul ăsta facilitează foarte mult lucrul cu platforma. Resetarea cursurilor care se face anual în toamnă, înaintea începutului de an universitar, care înseamnă de-înrolare, ștergere de activități studențești, etc. Am realizat o unealtă de raportare a activității didactice a profesorilor de la învățământ la distanță, utilizată în evaluarea semestrială, de fapt lunară mai nouă a acestora. Și nu în ultimul rând, de patru ani, concursul de matematică Valeriu Alaci, organizat de către Departamentul de Matematică din UPT, are secțiunea de sesiune virtuală în cadrul campusului, ceea ce înseamnă, vă pot spune, de anul trecut 1500 de elevi creați, înrolați în acest curs și rulat această sesiune virtuală în cadrul platformei. Avem, bineînțeles, și planuri de viitor. Multe dintre ele sunt pe rol de ceva timp. Trebuie doar să ne găsim timpul și resursele necesare ca să le realizăm. Trecând însă de campusul virtual, care, repet, este un proiect în dezvoltare și este, să zicem așa, cel mai de suflet, avem însă și alte platforme bazate tot pe campusul virtual, mai exact platforma UniCampus, care, spre deosebire de campusul virtual, este o platformă deschisă și are rolul de a suporta o serie de cursuri dezvoltate de către noi. Nu apare aici, dar pot să vă spun că această platformă a primit un nou suflu prin includerea și dezvoltarea aferentă în cadrul proiectului DigiCulture. Platforma Open Virtual Mobility, bazată tot pe Moodle, prezentată mai pe larg de colegul meu Vlad mai devreme, nu o să insist asupra ei decât asupra faptului că partea de dezvoltare a inclus aici dezvoltarea unui API care include badge-urile, ce nu se găsesc în cadrul platformei în fiecare curs, emiterea automată a acestor badge-uri și integrarea, bineînțeles, interfața grafică a platformei. Foarte pe scurt, acestea sunt principalele platforme bazate pe Moodle pe care le-am dezvoltat în cadrul acestor ani de către centrul de e-learning. Ar mai fi poate multe de zis, dar din... Costrângerile de timp care au fost menționate anterior, mă voi opri aici.